Situația asta nu este una nouă și situația medicilor de familie este una cunoscută, care a întregului personal. Sunt două chestiuni. Una, dacă o privim la nivel de responsabilitate, e responsabilitatea fiecărui medic a noastră, a tuturor față de pacienții noștri. Și rețeta este o componentă importantă a unei consultații. Deci a scrie o rețetă este o parte a unei consultații. Altfel, știm de la bun început pe ce buget am început acest an. Am amânat semnarea sau noile norme ale contractului în momentul în care vom avea o reevaluare a întregului sistem. Și aceasta să sperăm că va fi dublată și de o rectificare bugetară. Altfel, apelul meu este unul la responsabilitate. Casele și-au făcut datoria, contractele sunt pregătite. În București, până în acest moment, au semnat peste 220 de medici de familie. Modalitatea acestor acte adiționale este una care a funcționat întotdeauna. Nu știu dacă cunoașteți situația Spitalului TVC din Arad, dacă ați auzit.